Doamna Violina, sunteți omagiată. La mulți ani. A venit la dumneavoastră cu un gest foarte frumos. Din partea cui cred că v-ați dat seama de pe tortă. Îi puteți spune? Da. Din partea cui este. Sunt emoții foarte frumoase. Din păcate copiii dumneavoastră nu pot fi alături în această zi importantă. Însă vă sunt alături cu gândul și cu sufletul și cu vorbe bune. Mai am și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră din partea copiilor, pe care voi ști, dar vă rog, permiteți-mi să vă mânez această tortă. Și această floare, la fel, este pentru dumneavoastră. Și voi citi și mesajul de felicitare. La mulți ani, cea mai dragă femeie din lume, cuvântul mamă, sună atât de plăcut și gingaș din gura fiecărui copil. Ești raza noastră de lumină, care din copilărie ne-a arătat calea cea dreaptă, ne-a scutit de necazuri, ne-a ajutat să trăim cu demnitate. Ești prima persoană care ne-a văzut, ești prima cu care am spus primul cuvânt, ești prima persoană cu care am făcut primii pași, ești persoana care ne-a dus prima zi la școală, ești persoana care era alături de noi mereu. În fiecare an, mămică, ochii tăi și zâmbetul sunt mai gingași, iar sentimentele sunt mai profunde. Să fii înconjurată de pace și bunăstare, iar dragostea și faptele noastre să devină cea mai mare bucurie din inima ta. La mulți ani, frumoși, înainte, frumoasa noastră mamă, cu drag, copiii Corina și Cristi. Acesta a fost mesajul din partea copiilor dumneavoastră și acum vă rugăm să transmiteți un mesaj de mulțumire copiilor dumneavoastră care s-au gândit să organizeze această minunată surpriză pentru dumneavoastră. Mulțumesc din suflet! Sunt așteptați oricând de mămică acasă și aștept cu drag să spun cu dor. Vă mulțumesc foarte mult de surpriza care mi-a făcut-o. Regret foarte mult că nu sunt alături de mine acum, dar cu gânduri și cu dragostea lor față de mine eu o cunosc și mulțumesc foarte mult și aștept încă o dată cu drag și dor. Și din partea companiei Surprize Surprize, vă urăm încă o dată la mulți ani, multă sănătate, să dea Dumnezeu să aveți copii alături, să trăiți toți în pace și liniște și un mic prezent, o sticlă de vin, cu mult drag.